Consiliul de aseară a fost iarăși un mic fiasco, dar nu din partea noastră, ci iarăși din partea faimoșilor. Aseară vreau să termine eu odată, să ne facem treaba, să scăpăm de nominalizarea asta. Mă Or, zi, zi, te rog. nu, voiam să zic un singur lucru, că s-a văzut și se vede încă o dată Asta, da. unitatea lor și falsitatea de la finalul celui de-al doilea joc de eliminare. La Consiliu își dau un petec și ne arată că, de fapt, lucrurile nu stau chiar atât de roz pe insula lor. Eu sunt de părere că afirmațiile pe care Remus le-a făcut atunci când ne-am strâns să vorbim, când special când vorbea cu Adriana, cu Andy, cu umărul și ea cu piciorul, că a costat oarecum echipa, a fost o chestie prostească și cu toți am avut de suferit. Eu Nu. consider că chestia aia a fost o... nici nu și avea rostul să zică chestia aia. Nu consider că trebuia să puncteze atât de apăsat pe, pe afirmațiile pe care le-a adus asupra Adrianei sau asupra lui Andy, cum că au stat pe bară și asta a costat echipa. Consider că echipa a mers foarte bine și cu ei pe bară. A fost învățătură, dar uite că încă nu s-a potolit lumea. Ea a pierdut punctul și dă-le azi, bum, bum, dai cu pumnul lemn. Ați nebunit la cap că dacă îți rupi un deget, Nu, tu n-ai nu se văzut mai o iartă. chestie. Eu Nu n-am se dat mai cu iartă. degetuțul. Așa am dat. Băi, deci cu tehnică, gen tu în momentul ăla când zici, bă, îți nervos, stai, Stai că calculez. îți bam, energie, Q, Q. De-aia a votat Remus, că i-a zis că, a, și ea vrea să se Bă, Remus m-a votat pentru că ce a spus? A spus că i s-a părut și așa și a fost, că am fost în ultimile dăți cea mai slabă, nu? Da, mă vede lumea mai slăbit, de probabil sunt, dar asta nu înseamnă că nu mai am zvâcul ăla în mine de a reporni și a mă reseta. Nici pe departe, adică mă simt doar că trebuie să demonstrez chestia asta, nu din vorbe și aș vrea puțin mai puține vorbe și să arăt treaba asta. Simt că echipa noastră este pregătită, ca de fiecare dată. Noi suntem întotdeauna pregătiți să luptăm și cred că vom fi puțin mai concentrați decât am fost în ultimele jocuri și abia aștept să rupem traseul. Bă, astăzi chiar îmi doresc să le dăm peste cap, să câștigăm jocul și să-și dea seama că atitudinea, cum ziceau ei, Mihai, în special, da, că el tot punea nu, puncta. da, nu, nu are nimic de a face cu câștigul. Voiam să mai zic un singur lucru, chiar sunt mândru de echipa asta și am ascultat fiecare care ați luat cuvântul și ați vorbit, tu, Carina, Andy, și chiar am fost o echipă. Până în ultimul moment, și zic ultimul moment pentru că e cel mai greu moment din concurs. Suntem pregătiți, suntem în forță, avem foarte multă energie și o să ne bucurăm de o nouă surpriză, un nou traseu. Vedem ce este și încercăm să ne facem strategia atunci pe moment, cine e cel mai bun pe acel traseu să intre. Ne focusăm doar pe ce avem noi de făcut, energia noastră, în primul rând, să nu mai folosim pentru ei. Ne focusăm doar, da, pe traseu. Consider că trebuie să luăm puțin în calcul strategia pe care ei o vor pregăti, pe care faimoșii o vor pregăti și să fim puțin mai atenți la strategia lor, să nu ne culcăm pe ureche. Păi, dar zi, te rog frumos, cum poți să spui că mă chelești pe mine că te mint? Tu să nu mai spui niciodată numele și să nu te mai adresezi către mine Nu mă adresez către tine niciodată, niciodată, niciodată față de tine, niciodată. Stai liniștit, stai liniștit. Te rog frumos. Este mucită din fasole. Păi, dar tine mucită din fasole, că ți-ai pierdut demnitatea.
Prietene, zi tu care e problema, că vezi că mă chelești pe mine. De ce mă chelești pe mine? Fiind întuneric și toți ajuns în tabără puțin debusolați de ceea ce s-a întâmplat în consiliu, și-au cam luat păturile și eu am rămas singur fără pătură. În momentul acela am spus Grațielei că dimineață pe lumină voi lucida misterul. Cum s-a făcut de zi, Ghița a fost sus în picioare, n-am mai așteptat să trezească lumea și am început să număr păturile. Moment în care mi-am dat seama că Siana și cu Elena au mai multe pături. Dacă îmi zărea că eu l-am mințit aseară și că am avut 3 pături, înțelegi? Și mi-a zis că mă chelește pentru treaba asta. Păi și dacă n-ai avut, spune că n-ai avut știință. Uite, Siana are 4 pături în momentul ăsta. Păi am împachetat din... Taci, te rog frumos. Păi una este a mea, pe care am stat. Prietene, eu. Nu mă iei pe mine cu taci. Taci, taci. Dimineața, când chiar eram cu o dispoziție bună, am dormit, dormisem bine, Ghiță deja mă luase cu ton ridicat, ceea ce mi se pare mult prea mult și de un nivel mult prea jos. Patru pături sunt acum acolo. Da, aia este a mea cu taci am... puțin când vorbesc. Păi nu, că nu sunt ale ei. Taci puțin când așa. Vorbesc, pentru că nu mereu tac. Te bași pe nu, taci, nu există taci. Există, te rog frumos, mână, lasă-mă să vorbesc. Nu există, te rog frumos cu tine. Nu, nu există, cum adică nu există? Când eu vorbesc, tu să taci. Cum adică tu vorbești și o să taci? Uite așa simplu. Ghiță este un om irascibil și nu știe să oprească. Mai devreme ai băgat 6 pături în cufă. Asta înseamnă că din start acolo au fost 10 pături la 3 oameni aseară. Cum să fie 10 pături, băi, om? Acum sunt 4, cu 6 pe care le-ai băgat sunt 10. Mai număr o dată. Ar trebui să mă întreb frumos, dacă vrei să-mi spui că așa este normal, ce s-a întâmplat, să știu și eu. Și răspunsul lui a venit așa foarte vehement. Băi, dar am mins cu atâta nerușinare, băi. Băi, mincinos ești tu, mă, prietene. Și e urât că încerci să te încerci să să inflorezi niște chestii ca să ieși în evidență. Aseară când am luat da una în plus, lui nu a mai avut. Și am dormit pe două. Noroc că am stat cu băi, Ona nebunule, pe pătură. Tu nu înțelegi. Da, numai că mă enervez acum și te chelesc la ora asta, de dimineață. I-am adus o replică destul de dură, pentru care n-am să-mi cer scuze. Mătur cu tine aici în pădure. Ia mătură-te pe tine, în primul rând, că ai niște probleme. Da. Băi, un lucru nu suport în viață, să nu fiu mințit. Da, orice, dar să nu fiu mințit. Dar întrebi înainte. Ce să întreb? Când ai pus 6 pături. Hai că te ia în brațe, Grațiela, și treci. Deci eu ți-am mai zis odată să nu mai pronunț tu mie numele, da? Noi două nu avem nimic de discutat. Dar de nu te mai răstii, dar stai acolo unde stăteai. De-aseară te-am rugat frumos să te prefaci că nu mă cunoști, pentru că pentru mine tu nu mai existi, eu pentru tine nu mai exist. Totul a început de la consiliu, când între mine și Grațiela s-a iscat o ceartă, nu știu cum să o numesc, de orgolii, de tot ce înseamnă, a fost ca un fel de răbufnire. Te rog frumos să uiți numele meu și să nu mai te bagi în seamă gratuit cu mine. Dar nu mă bag cu tine. Pentru că eu nu vreau să mai am nicio ceartă cu tine. Tu dacă din asta trăiești, eu nu trăiesc din asta. Trăiește liniștită. Dacă tu ai avut conflict și cu Rubi, și cu Lino, și cu Bogdan, și cu mine, din păcate, din păcate, pentru că ești oprită, nu mai vrei, nu mai vrei. Altă jignire. Ia mai jignește-mă. Aseară m-ai făcut actriță proastă. Acum mă jignești și îți spui că de mine, n-am zis că ești actriță, că ești talentată. Ea gătește foarte bine, este o fată foarte frumoasă, foarte talentată, are toate aturile. Însă nu pot să o apreciez pentru această piesă de teatru pe care o joacă, piesă de teatru nereușită pe care o joacă față de mine și față de colegii mei, noștri, despre mine. Hai că mă faci actriță proastă! Mulțumesc! Nu. Ai fost vreodată la vreo piesă de-a mea de păi teatru? Nu, tocmai pentru că... Nu. În ultimii ani, la câte piese de teatru ai fost? Diverse, în ultimii doi ani, câte melodii ai scos tu? Știi câte premiere am scos eu? Foarte bine, bravo ție! Deci te rog frumos, vezi că treaba ta, eu îmi văd de treaba mea, ca să nu iasă ceva urât. A văzut că eu gătesc, da? I s-a pus pe suflet că eu gătesc și stau liniștită. Nu, ți-am zis că trebuie să te ajut. Dacă vrei mă rusesc polioșiu. Nu, Elena, tata am nevoie de ajutor și ceai. Eu ți-am zis de 11.000 de ori că nu am nevoie ce de ajutorul frumos. Tău. Păi, da, nu, da, e frumos atâta timp cât nu
te speli pe mâini. Cum adică să mă spăl pe mâini? Mai poți să schimbi și tu repertoriu ca ai aceleași replici de 3 săptămâni. Să spală ea pe mâini? Ia spune tu, când nu mă spăl, dar tu te speli pe mâini? De fiecare dată când merg la baie. A iscat așa un scandal în care evident că Grațiela i-a ținut partea și spunând cumva că eu sunt cea care tot timpul atrag aceste scandaluri. În afară de Cezar, tu te-ai certat cu toată lumea. Nu m-am certat cu toată lumea. Ba da, vrei să-mi dau exemplu? Ci că nu s-a certat. Elena, degeaba vin cu Ana. Te-ai certat cu Asiana. Cu 10 pături ați avut. Ai certat cu Ana, ai certat cu Ana. Cezar, crezi că a realizat niște chestii Asiana? Cezar, are 20 de ani. Tot ești nebun. Asta ți-am zis că aveam trei, nu? Păi și cine a mințit înseamnă? Dacă tu nu minți, ea nu a mințit. Băi, ești nebun. N-am vorbit aseară cu tine și ți-am zis că am trei pături, că ia una. Dar nu, la el a fost. Și ți-am zis că ia una. Uite cum s-a atacat și el. Nu înțelegi. 10 pături la 3 oameni. Bă, nu mă interesează. Tu ai avut 3 pături, au mai rămas 7 pături. Din 7 pături s-au împărțit la 2 persoane. Cineva a avut 4 pături. Asta vreau să zică Ghiță. Ghiță m-ai văzut aseară când le-am luat. Corect. Și pe dinte am văzut cu 2 pături aseară. Deci cineva din voi 3 a mințit. Asta vreau să scot la evidență, Cezar. Nu te enerva. Buse nebun. Elena. Nu, tu ești nebun că nu înțelegi. Hai să ne calmăm, că e totuși vorba de o pătură, adică avem un, astăzi avem un traseu de făcut și ne blocăm iar niște detalii ce ar trebui evitate. Avem joc acum, lasă discuții păi după da, joc. Cezar, așa este, avem joc, Cezar, și trebuie să fim uniți, Cezar, să nu existe certuri între noi, exact, Cezar. Exact. Să nu-i să pună unuia pe suflet că unul gătește și el stă degeaba. Ok, hai să ne calmăm. Nu poate să ia vasele să ducă la mare să le spele. Mi-ar fi plăcut să ne împărțim sarcinile și să nu trebuiască să avem o titulatură bine stabilită, pentru că suntem o echipă și ar trebui să ne ajutăm în toate, nu numai atunci când spălăm vasele sau măturăm sau facem paturile, ci și atunci când facem mâncarea, pentru că aici știm foarte bine cât de mult contează acest aspect. O faci pe victima, dar tu ești cea mai mare viperă din acest grup. Hai să discutăm după joc, asta vreți zic tot. Lăsăm toate așa, că nu... Crezi că pot, Cezar? Crezi păi că trebuie pot? Să poți, că avem treabă. Am încercat atâta timp, Cezar, să mă lupt cu mine. Unele persoane chiar nu înțeleg când e nevoie să taci, să asculți, să iei un sfat. Își susțin atât de mult punctul de vedere, chiar dacă nu este cel mai bun punct de vedere sau chiar dacă nu este așa, ei îl văd doar pe al lor. Nu mai băga la suflet, eu nu bag nimic la suflet. Dacă cineva, băi, când ești un om cinstit și corect, îți pasă și pui la suflet. Să știi și tu asta, Ana. Eu îi dau direct în gură, nu mai stau la discuții. Cred că ar trebui să aplic și o metodă ta să scoți arancele la bătaie. Nu, că tu ești un domn. Puțin cam dur din partea mea, fiind un gentleman, însă nu suport ca să fiu mințit. Nu mai am ambiția care am avut-o la început, pentru că am văzut că e foarte, foarte greu la Survivor, am mai spus treaba asta, nu e ușor, indiferent ce vede lumea, enorm de greu la Survivor. Retrospectiva experienței tale până acum, după o lună și un pic, cum te vezi, Claudia? Bă, mă văd diferită. Nu mai văd locul, am spus. Mă bucur foarte mult că am avut experiența asta și în fiecare zi am avut alte zile diferite. Aștept să mă duc acasă. Să zic, sper ca publicul cu adevărat a înțeles mesajul care l-am spus și o spus și echipa. Poți să fii cât de bun ești tu pe traseu dacă nu ești puternic, psihic, cu gândurile tale spre casă, am mai spus. Mi-e doar de duminica mea cu biserica, nu poți fi în totalitate, în fiecare zi, duminică, singur. Ai nevoie de oameni diferiți, dar creștini. Îmi doresc din suflet să ajung acasă. Să-mi reau unele lucruri, unele trebuie să le reînnoiesc. Consider că a fost suficientă experiența asta pentru tine? Pentru mine clar că a fost suficient. Nu mă așteptam, sincer, am trecut peste limitele mele. Copilașii o să fie mândri de mine, indiferent de rezultat, pentru că
Știu ce mi-am scris în scrisoare, indiferent că voi pierde sau voi câștiga, ei vor fi alături de mine, indiferent de rezultat. Și nu vor fi dezamăgiți absolut deloc. Vrei să afli adevărul de ce cu adevărat te-au votat oamenii? Adică punctul tău de vedere? Da. Ok. Și nu e minciună și pur adevăr. Și asta nu ți-am zis. Am zis că la momentul când va veni, dacă vei fi votat sau așa, sau dacă chiar consider că putem să ne înțelegem cât de cât un pic. Pe insulă nu erai cu noi în echipă, întotdeauna erai în alte părți, nu erai în aceea și mi se părea foarte ciudat. Zic, băi, omul ăsta nu se integrează deloc cu noi, nu vrea să stai nici măcar, nu știu, câteva... Nu știu, stai de vorbă cu noi, că tu erai mai focusat să-ți rezolvi problemele tale, de familie sau indiferent. Și clar că ei au spus, primul vot care va fi, va fi pe Remus. Din punctul de vedere, acum ți se pare că eu sunt neintegrat aici? Bă, pare un pic, că nu stai cu oameni, că te duci să tot cauți mâncare. Și pe ei nu-i cam interesează chestia asta. Ei, se, într-un fel, îți mulțumesc chestia asta. Dar nu în totalitate. Ei nu știu să aprecieze, cum am mai spus. Este un nici concept, măcar cel mai mic premiu posibil, nu știu să accepte. Afirmațiile pe care le face Claudia vis-a-vis de echipă reprezintă opinia ei personală, punctul ei de vedere, pe care îl respect și sunt de acord într-o oarecare măsură cu afirmațiile ei. Este un risc pe care trebuie să mi-l asum. Adică, hai să zicem un risc. Este un fapt pe care îl fac, sunt conștient că eu am adus miere, eu am adus cocos, eu am adus pește, eu am adus mergi. Și crezi că ei s-au bucurat de chestia asta așa mult, încât să aprecieze într-adevăr? Nu zic că nu ți-au zis mulțumesc. Faptul că s-au bucurat, că au mâncat toți și că chiar i-am tras pe unii din ei cu mine la toate, hai să zicem, aventurile astea, sigur le-au beneficiat de ele și s-au bucurat de ele, pe moment. Încet, încet, fiecare o să-și dea masca și își arată agresivitatea față de celălalt concurent din echipă. Cum ți-am mai spus, nu se bucură de lucru mic. Cum să se bucure de un lucru mare? Cum știi să-l apreciezi ăla? Nu am absolut nicio problemă. N-ai cum. Dacă lucrurile vor rămâne cumva în direcția asta, o să mănânce întâi. Nu o să mai fie în totalitate pe echipe sau așa, că o să joace individual fiecare cum să-și o câștige, nu punctul, cum spunem noi românul, că de obicei brânza-i pe bani. Dacă rămân în competiție, lucrurile pentru mine vor merge fix și fără alianțe, vor merge mult mai bine de aici, pentru că așa m-am programat de la început să am o creștere permanentă. Claudia, mă bucur că am avut ocazia să te cunosc. Bine. Sper că acest lucru să nu ne ducă astăzi la joc cu un moral scăzut. Sper să stăm în continuare cu el sus, pentru că venim după două imunități câștigate. Și până una alta, haideți faimoșilor! Sper totuși să dăm tot ce putem astăzi și măcar pe traseu să reușim să fim o echipă. Vă mulțumesc pentru vizionare! Nu uitați de canalul nostru de YouTube. Link-ul e aici. Iar mai multe detalii aici sau aici.